Copil fiind, am ales să urmez cursurile de țesut cusut ale clasei de la Școala Populară de Artă Sibiu ale Mariei Spiridon, astfel că împreună cu toate colegele mele mergeam să învățăm să țesem și să coasem. Asta se întâmpla când eu aveam deja 7-8 ani. Așa că în fiecare zi, cam de la 2 la 6, eram acolo prezentă pentru a învăța să țes împreună cu alte fetițe. În 1986 se întâmpla să fie o catedră liberă la Casa Pionierilor, așa se numea atunci. Astfel că am fost angajată pe catedra de țesut cusut și am devenit astfel instructor. Puțin mai târziu, după Revoluție, pentru că nu exista o școală specială în acest domeniu, am urmat totuși facultatea de sociologie, etnologie și am devenit profesor din 2004, astfel că foarte mulți elevi urmează cursurile noastre și cei mai mulți învață cu mare pasiune și plăcere. Este mai greu astăzi să spunem când tehnologia ne acaparează, dar sunt încă foarte mulți copii cărora le place și vin să învețe cu drag. În 1992 am primit invitația de a participa cu elevii mei la Târgul Copiilor Meșteșugari, așa se numea atunci, astfel că împreună cu 6 eleve am participat la prima ediție a acestui târg. Bineînțeles că a fost o mare onoare pentru noi, am și luat premiul întâi și am fost foarte fericiți. Asta ne-a încurajat și am mers mai departe. În ultimii ani însă am avut destul de multe probleme pentru că eu nu aveam o specializare și în țara noastră, în domeniul acesta al meșteșugurilor, nu există o specializare. Și am ajuns astfel în Statele Unite la niște cursuri de țesut pe care mi le-am plătit singură. A fost un pic mai complicat, dar am reușit. Bineînțeles că nu au fost recunoscute. Și după cum am spus, am terminat sociologie, etnologie și astfel m-am calificat. Aceasta este urzeala. Urzeala se învelește pe sulul din spate, trece prin fuscei, apoi trece prin ițe. În cazul nostru aici, astăzi avem două ițe, deci două pedale sau două iepe, așa cum spuneau bunicii noștri. Trece prin spată, spata este din metal, spata este fixată în brâgle și vine în față. La început, când începem urzeală nouă, legăm de un nodurar, adică acolo se fac nodurile și se începe pânza țesută. Aceasta este subeica, este cea mai importantă unealtă, să spunem așa. Noi avem aici, în cazul nostru, roșu, alb, negru, pentru că acestea sunt culorile folosite, culorile de bază, dar la flori, la ornamente, avem și verde, galben, albastru și alte culori pot să apară, depinde de modelul pe care dorim să-l realizăm. Se apasă pe pedala din dreapta, se introduce suveica, se bate, se schimbă piciorul și se bate încă o dată. Și înapoi. Bat, schimb și bat. Cam acesta este țesutul. Ca și principiu, nu este foarte greu, dar e nevoie de multă răbdare și timp.